Cristi, e adevărat că pleacă Keita? Că aveți ofertă pentru Keita? Avem oferte pentru mai mulți jucători. Keita, pentru Birgia. Da? Am înțeles că pleacă Keita, pleacă la Arabi, că sunt șanse foarte mari să plece zilele astea? Este greu ca să discutăm, mai ales când vine vorba de zona arabă. Se poate schimba, întâmpla orice. Dar e corect că are ofertă din zona arabă? Echipa din zona arabă s-a interesat de Keita și a urmărit. Am înțeles. E aceeași echipă care l-a luat pe Otele? Nu discut, pentru că până nu avem un transfer efectuat, nu vreau să intru în orice este posibil. În afară de aceste două nume, pentru cine mai aveți oferte? N-aș vrea, tu ești foarte bine informat și nu sunt genul care să mint și de aceea m-am lăsat în discuțiile pe care le-ai dus înainte. Din punctul meu de vedere, s-ar putea să mai fac încă două transferuri cu plecări. Încă două plecări? Da. Bun, jucători importanți? Jucători care au jucat. După un milion. Sau... Da. Keita, din informațiile noastre la Fanatic, are ofertă de 1 milion de euro de la Al Wahda. Dacă știți cine e Al Wahda, echipa unde s-a dus Otele. Da. Se pare că este o relație foarte bună între CFR și Al Wahda. Deci Keita, ofertă de 1 milion de euro de la Al Wahda. Atâta vor să ofere jucătorii. Din ce am înțeles, CFR-ul ar vrea 1,2 milioane. Sau ceva de genul ăsta. Da, exact. Cred că 1 milion e un preț corect. E bine în zona. O Al Wahda, repet, echipă unde a semnat Otele. Deci... Să nu ajungă și de acolo banii prin Vietnam. Da. Da. E bine, în zona aia știi cum e. Le iei banii, să duc jucătorii acolo, te trezești peste 6 luni că se întorc. Gratis. Pe salariul se lor. Gratis, și joacă pentru tine. Da.